Săptămâna aceasta la Iași se desfășoară Conferința Națională de Psihiatrie No Addict, ediția 2023. Aceasta are ca scop popularizarea metodelor moderne ce țin de problemele legate de sănătatea mentală. Coordonatorul și organizatorul acestei conferințe, doctorul Ovidiu Alexinski, a menționat câteva detalii despre eveniment. Conferința No Addict este deja un eveniment consacrat, cea mai importantă conferință interdisciplinară în domeniul adicțiilor, dar și a sănătății mentale în general. Avem o prezență impresionantă, atât din țară cât și din străinătate, și creștem an de an. Se pare că interesul pentru acest domeniu extrem de important și iată fierbinte de actual este unul uriaș. Sunt prezentări atât din sfera de sănătate mentală, în general, anxietate, depresie, tulburări psihotice sau tulburări deteriorative de tipul demențe, dar și foarte multe prezentări specifice adicțiilor, ceea ce înseamnă de substanțe sau de comportamente, pentru că vorbim de comportamentele extrem de la modă, cum ar fi cele legate de gaming online, gambling online, dependența de internet, dar și de rețele sociale. Încercăm să păstrăm tradiția unui eveniment profund interactiv cu multe discuții, mese rotunde, prezentări și un schimb cât se poate de direct, nemediat între părerile, opiniile și experiența profesioniștilor. Conferința este la cea de-a șasea ediție. În cadrul evenimentului sunt abordate tematici din sfera psihiatriei și cea a dependențelor.